Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic. Nu pleacă înregistrarea. Iar tu te conectezi telepatic. Cu partea subliminală a ancăi. 1, 2, 3. Da, o văd. Da, este ea în acordul ei. Ok, îi văd partea subliminală de, destul de detașată de minte, în sensul că e ca și cum ar ține-o în mâna ei, mintea, și tot suflă pe ea. De ce? O suflă, o răcorește. Suflă, deci așa, așa văd. E ca și cum ar sufla o de praf și în același timp îi induce ea parte subliminală anumite idei, programe ale părții subliminale. Deci trebuie să detașeze. Nu avea, dacă o are înăuntru ei. Nu da, induce, dar să zic așa, detașată de programele minții. Uite, o parte subliminală care știe cum să acționeze, asta văd. Ia să vedem cum acționează, să ne spun. Hai să canalizăm partea subliminală, era, să ne spună direct. Vedem ce metodă are ea. Da? Ok, da. Te conectezi telepatic, protejat și lași partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3. Bună! Bună! Ia să vedem. Proiaela să traducă cum lucrezi tu cu mintea și am zis că mai bine să vorbim direct cu tine. Ești de acord? Da. Ia să mintea vedem. E instrument. Știți? Da. Poți lucra cu mintea când știi să faci asta tu. Energie. Când știi minte, că mintea energie. E un instrument și nu e parte din tine. Nu ești mintea. Dar îți dai seama după multe experiențe. Și încet... Și totuși, de ce ne găsim noi cu mintea asta? Care e rostul acestei minți? Nu poți fără ea aici, în fizic. De ce? Așa a fost creat acest corp? Corpul fizic? Are acest filtru, da? Păi și cine? De ce e necesar să aibă filtrul ăsta și să nu acționăm noi direct în corp? Pentru că n-ar mai fi experiență 3D. Păi cine, cui aparține acest filtru? Corpului? Corpul vine la pachet cu filtrul ăsta, cu mintea asta? Și de unde o ia? Mintea E asta un organ din ce se energetic formează? Al corpului. E un organ energetic al corpului. Și, și cine, din ce se formează el, organul ăsta energetic, minte? Este ca o cameră. Care are o fereastră. Iar prin acea fereastră intră doar ceea ce această cameră, prin inteligența ei, acceptă. Deci camera asta, să o asociem sau să vedem cine. E mintea. Dar mintea asta, din cine, de unde vine ea? De ce vine atașată de corpul fizic? E necesar pentru a traduce frecvența din 3D? Și ea de unde e adunată? Din ce e formată? E un program.
Da. Cod. Cod. Atașat corpului fizic. Corpul bine, fizic funcționează în baza codurilor din jurul lui, adică a câmpurilor celelalte energetice. Uh-huh. Așa. Cine a atașat programul ăsta acum? Întrebare. Cei care au vrut să animeze acest corp și să îi dea niște funcții limitate. Corpul poate să nu aibă aceste funcții limitate, dar e ca un nivel al unui joc și la nivelul acesta, mintea asta, atâta poate. Codul permite. Ăsta e nivelul atâta permite. În sine. Bine. Și atât permite. Cine sunt cei care program. Au vrut să animeze acest corp? Doctorii corpului. Cine sunt, bre? E, sunt mai mulți, nu doar unul. Inclusiv eu. Da. Pentru că și dar eu noi suntem informația. Da. Dar noi suntem niște doctori care intrăm într-o mașină care n-am construit-o noi. Ah, da, mai mult sau mai puțin. Pentru că... N-avem nici carte de... Tu poți să modifici ce au construit ei dacă ai suficientă informație și bagaj informațional. Dacă n-ai, că n-ai. Cine sunt ei, doctorești? Ai. Cine sunt doctorești? Hai să o luăm cu început. Alte ființe de... Nu dintre ei, din plan mai subtil energetic. Așa. Primele ființe, de ce au construit corpurile astea? Primele ființe care le-au construit. Cei care le-au construit. Că alții le-au muleto-modifică. Alte ființe, alți doctori. Pentru a-și crea o rasă de supuși, sclavi. Înainte de ăștia. Înainte de ăștia. Ăștia sunt ai lui Iacve, ai lui... Vorbim de 3D? Zei. A? Vorbim de 3D-ul de aici. De 3D-ul de aici, da. Cine a construit primele corpuri? În 3D. La care corpuri te referi? Corpul ăsta, mâini, picioare, fizic, în care noi intrăm ființă, energie e și animăm corpul ăsta. E modificat, nu e construit. Dar cine, din ce l-a modificat? Na. Din ADN lirian. Da. Și unde care l-au deja construit? Exista. Care deja exista pe Pământ. 3D. Există peste tot în univers. Dar și pe pământ există 3D. Există și pe pământ, da. Păi cine l-a adus 3D. Pe ăla 3D pe pământ, Lirian? Nu, ei sunt din 4D pe pământ, lirienii. Ok. A, ei sunt din 4D. Și de acolo au construit corpuri de oameni. Peste tot se construiesc corpuri în mai multe nivele, dimensiuni. Bine. Cum a fost trecut corpul ăla? Readaptate la tot felul de frecvențe noi, ca și acesta de 3D. Da. Cum le-a trecut pe corpul ăla din 4D? Cum l-a trecut în frecvență 3D? Cum a colapsat? Totul e frecvență, sunete, iar în momentul în care vrei să colapsezi anumite frecvențe, le blochezi, le scoți din... scoți informații, scoți coduri. Ah, ca să le împuțire, să le simplifici, să le scazi. Ok. Și cine au fost ăia care au reușit primele corpuri din 4D să le treacă în 3D? Sunt mai multe rase care au făcut asta la un loc. Mai mult. Cel puțin 20. Dar ce interes au avut ei? Să populeze planeta asta 3D? Nu 3D, 4D inițial. Nu, dar vorbim de 3D acum. De ce l-au colapsat pe corp și corpuri de animale și modificate și așa și ca să le aducă pe frecvență de 3D, pe pământ 3D? Pentru că în 3D conștiința nu se preadaptează atât de ușor și vibrația este mult mai lentă. Conștiința este o vibrație mai rapidă și au creat o minte unor corpuri în care se atrag anumite conștiințe, dar nu conștiințele percep
prin corpuri, ci percep prin filtrul minții, iar acest lucru l-au făcut ca să creeze niște sclavi. Niște corpuri robot. Ce corpuri robot și sclav creaseră în acei umanoizi care nici nu înțelegeau pe ce pământ sunt și ce fac, că prin în maimuțe, în alte animale, ce sclav să facă? Cine a vorbit de maimuțe? Păi nu zic. Tot ce, ce e pe în 3D. De ce le-ar fi construit? Și restul vorbesc. De care e rostul acestui lanț trofic? Experimente multe de ADN, de corpuri noi, de avatare noi, de recipiente. Dar unii vorbesc că cei care au construit primele corpuri de umanoizi, homo, toți hominizii, le-au construit niște fondatori cu intenții bune. N-au fost. Și apoi au venit ăștia de care spui tu acum că a vrut să transforme acele ființe, de Anunnaki, de povești, de tot ce găsim noi. Da? Și a vrut să transforme și apoi a modificat corpurile acelea ale acelor hominizi. S-au mai modificat și ei prin acțiunile care făceau, dezvoltau inteligență și așa mai departe. Abia târziu au venit ăștia. Că nu au fost modificat. Din ce le-a modificat? Din niște hominizi care existau deja. Aici este întrebarea mea. Da, totul exista deja. Păi cine le pusese pe aia care exista deja? Aia din 4D, 20 de rase care transformase și scăzuse ca să aducă și să populeze un pământ 3D? Da, dar intenția lor nu a fost de la început. De a crea rase care? De sclave. A fost doar de a crea diversitate, păi asta de avatare. Asta te întreb eu pe tine. Asta te întreb eu pe tine. Că asta spuneam, că nu de la început au vrut să-și creeze sclavi. Apoi au venit zei ăștia care au luat acei hominizi, au luat ADN, au făcut, au modificat, au pus creierul reptilian. Au venit reptilieni, au pus creierul reptilian. Au venit alții, au făcut nu știu ce. Ăștia sunt zeii civilizații extraterestre care și-au urmărit apoi interesele lor. Da, și astăzi oamenii la rândul lor în 3D modifică ADN-ul uman, exact, alte specii, exact, și tot așa. Exact. Dar scopul acelor hominizi care au fost creați de acei fondatori a fost de a crea doar diversitate de avatare. Oh, ok. Asta vreau, da, să înțeleg. Bine. Unde era? Scopul de unde mai negru, să zic așa. A fost altora, mm-hmm, care a modificat și mai mult și exact, mai mult și tot așa. Exact. A unor rase, specii care sunt căzute în vibrație, da? Și apoi au transformat omul într-un sclav, a transformat omul într-un instrument de care ei se folosesc și mai departe știm povestea. Da. Eram aici la controlul minții. De aici am plecat, da? Da. Că tu ai învățat să controlezi mintea. Uite, o ștergi de praf. Ce făceai pe acolo? Da, șterg unele programe și le intră după ale mele. Și tu cum ai învățat să faci asta? Iar alții s-au foarte puțin... Nu ai multe experiențe pe aici, deja te saturi de manipularea altora. Mm-hmm. Nu mai accepți orice din jur așa cum vine, pentru că deja știi ce vine. Te prinzi, adică începi să cunoști jocul. Începi să devii profesionist. E ca și cum înveți să mergi pe bicicletă, iar după ce ai învățat să mergi pe bicicletă, mergi într-o roată și tot așa. Eu mergeam într-o roată. Știi că mergeam într-o roată când eram mică. Ok. Așa, să înțeleg că tu ai multă experiență. Da. Știi câte ți amintești? 2079. Oh, chiar ai mult. Ca om. În corp de om? Da, dar nu mă prea laud cu ele. Noi nu avem de ce să ne laudăm. Niciunul nu ne laudăm, că nu avem cu ce să ne laudăm. Aș prefera să fi avut mult mai puține și să ajung la nivelul ăsta. Dar lasă, că nu ajungem la niciun concurs. Sunt ne concurăm. Exact. Da.
Important, ce este cel mai important din experiențele astea? După atâtea experiențe. Eliberare. Să ne prindem pe joc și să înțelegem jocul. Înțelegerea. Da? Conștientizarea. E cea mai importantă, înțelegerea. Tot ce nu este. Contează, până la urmă, mai ales ca parte subliminală, în câte experiențe înțelegi asta. Cel mai important este când ai înțeles. Să ajungi la final. E, și acum, de câte experiențe te ocupi tu cu deprogramarea minții? 4. De 4 experiențe. Asta e 4. Și controlorii, ce au zis? Ce zic de asta? Ce au zis? Nu le convine. Și? Dacă nu le convine? N-au făcut acțiuni în plus? A, da. Ca să te blocheze? Fac ei de toate. Nu, dar în experiențele acestea. În experiențele acestea și între experiențele la consiliile de încarnare. Ce au făcut ca să te îngreuneze? Mi-au adus mereu și mereu karma, 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 karma. Bine, okay, fie karma. Deci, tu ai conștientizat destul, dar chiar și înainte de această experiență, încă mai credeai în karma și efectele ei. Hai să zic că am acceptat-o. Ca să... Păi nu, dar zic. Yes, de tot, de aici. Ca să ieși. Păi și da. Cum? Ai făcut un târg cu ei sau cum? N-am nevoie să mai fac niciun târg cu ei. Adică tu ai venit când în experiența asta? Când ca mine. Da, dar asta știi cum sună? Ca vorba aia. Te faci frate cu dracu până treci punte. Nu. Și nu se știe nu dacă o treci. Frate cu nimeni. Îi las să zică ce vor, eu fac ce vreau. Dar de ce trebuia să-i lași? Și de ce ei mai lăsat să zică ce vor și să-ți facă scenarii? E, tu te întreb de ce încă mai sunt aici. Știu că asta e întrebarea ta. Da, dacă de 4 experiențe tu ai înțeles. Pentru că vreau să controlez total, să învăț să controlez total această minte, instrumentul lor. Aia ce-ți folosești? Că după vreau ce am să cunosc de aici, total, total, total instrumentul lor, arma lor. Iar în momentul în care voi stăpâni complet acest instrument al lor, voi pleca. Și după aceea ce-ți folosește? Că stăpânești instrumentul? Că instrumentul rămâne aici, la ei. Am experiență. Am cunoaștere. Din cele mai adâncuri energii și cel mai adânc întuneric, tu poți să faci lumină. Asta e maestria. Prinde lumina în beci. Dar la ce îți folosești informația asta după ce pleci de aici? Ce îți faci experiență? Cu ea? Acumulez experiență. Știu tot ce se poate crea și ce nu trebuie creat. Adică știi ce spui tu? Cum spui acum? Da, înțeleg ce spui. Dar după aia zice să cunosc mintea asta cum funcționează, dar eu după aia, după ce am părăsit această dimensiune, planetă, lume, oricum nu mă mai întâlnesc cu acest instrument, că aparține acestei lumi. Ba da, te poți ca întâlni. Și, cum... și să spun de ce. Pentru că tu dacă îți construiești o piesă și ceva e greșit și nu funcționează piesa cum trebuie, după ce ai înțeles ce ai greșit și cum poți să repari acea greșeală, nu mai repeți așa acea greșeală și construiești o piesă perfectă. Păi aia funcționează de aceea este aici. Bine să știi. În lumea asta. În lumea asta. În universul acesta, în universuri similare, dualitatea există uite, peste la, exact tot. La piesă mă gândeam înainte. Da? Deci telepatia funcționează. Și spuneam așa, exact cum tu ai venit undeva, într-o lume, ai avut nevoie de o mașină. Mașina asta ai tot folosit. De 2078 de ori. O mașină. Se stricau niște piese, ai învățat să pui piesele la loc, să le repar, da? Ai învățat să repar mașina ca să funcționeze bine și tu să-ți faci experiența cât mai plenară. Însă, tu îmi spui acum, da, după aia eu plec. Deși pe mine nu mă interesează mașina, nu mă interesează nimic, nici o mașină, dar mai au câteva piese cu mine și le duc cu mine, că dacă, uite, piesele astea poate mă ajută. Altă dată când eu o să se strice ceva, mă ajută că știu cum să le fac pe piesele astea. Păi piesele astea funcționează numai pentru mașina asta. Nu, te înșeli. Totul funcționează la toate nivelele. Orice adică idee asta... o transpui la toate nivelele.
tot ce se întâmplă aici jos afectează tot ce se întâmplă și sus. Și de ce e sus se influențează ce e jos. Totul se întoarce în același punct la un moment dat. Totul e un ciclu. Bine. Ok. Deci asta faci tu acum, lucrai, ai învățat, da? Să repari. Cum aici se naște, se naște un univers, apoi se naște altul și altul și altul și ajungi din nou la naștere și naștere și naștere. Iar în momentul în care se naște un alt univers, deja trebuie să știi cum să creezi acel univers încât să nu mai aibă aceleași defecte ca celălalt. De când se naște un univers? Se naște el așa, din haos? Fără să-l proiecteze? Din haos, din intenție? Intenție și atenție. Intenția cuiva, deci nu se naște el așa. Intenția mea. Eu îmi creez apoi propriul meu univers. Intenția ta, vorbești de tine acum. Am înțeles. Ok. Iar eu acest univers se va crea în funcție de cunoașterea mea. Exact. Eu înțeleg. De aceea avem nevoie de toate informațiile, inclusiv acestea. Da, dar poate tu vrei să construiești un univers și eu, când am să vreau să construiesc, am să fiu în stare și să construiesc un univers, am să-l construiesc fără dimensiuni din asta. Da, dar de ce? Pentru că nu vreau să mai, ca răul, să mai permit răului. Dar de unde cunoști ocazia, răul? Sau să-i... Păi ăsta, de aici îl cunosc. Dar de unde știi de el? Păi de aici. Am fost aici și sunt aici. Ai văzut? Păi, da. Ai văzut exact, pentru că înțeles. Ai fost aici. Ei, eu când o să-mi construiesc un univers, nu am să mai construiesc aceste dimensiuni. Exact, pentru că ai fost aici, îl cunoști, l-ai simțit, l-ai așa trăit. Este. Uite-te așa la ce fac entitățile cu noi aici, când ești inconștient și nu știi nimic, ei te văd naiv și profită de tine. Dar dacă tu deja îi cunoști, nu mai pot profita de tine. Deci de aceea e important să trecem pe aici. Acest tip de dimensiune, lume, da? Și ai trăit prin ea. Da, eu știu că e important, da. Oricum ne deci găsim aici, am trecut întrebarea de ce venim aici. E important să venim pe aici. Da, da, știu asta. Dar noi ne găsim deja aici. Da. Și e important să ieșim de aici după aceea. E greu, dar tocmai asta este finalul măreț. S-a prins lumina în beci. Așa e. Și să vezi să prinzi lumina în beci și să lași beciul, să pleci. Exact. Da. Și știi că următoarea acasă poți să construiești fără beci. Exact. Dar ce ne facem cu... Sau ce putem să facem pentru alții care sunt atrași în beci? Se lași să experimenteze. Care sunt aici, sunt deja. Vorbesc cu alții care nu sunt în beci, dar sunt atrași de ființele astea ca să vină în beci. Ce putem să facem pentru ceilalți și pentru toți după se ce plecăm de aici? Se lași să vină, da? Să experimenteze, să înțeleagă și apoi vor avea propria lor experiență și cunoaștere despre tot ce e aici. Bine. Trebuie deci nu să lași să vină. Dar informația nu putem să o dăm, să le spunem. O dai, uite, bre, dar e decizia lor lumina. Dacă vin sau nu. Tu poți să o dai ce ai trăit tu. Tu poți să povestești ce ai trăit tu. Dar e decizia lor, nu poți să-i împiedici. Exact, nu le spune nu te du. Tu spui, uite ce am trăit eu acolo. E alegerea ta dacă vrei să mergi sau nu. Ok. Bine. Hai. Mergem mai departe? Da, te rog. Dar mergem cu Ela, da? Ca să dacă nu o obosim prea mult. Pe... Sunt bucuroasă. Dacă mai am întrebări, ne răspunde, ne răspunzi prin Ela, da? Drag. Bine, eu îți mulțumesc. Ești o parte subliminală. Vă iubesc. O dulceață, ca orice parte subliminală, da? Și mă bucur că te cunosc. Și număr de la 1 la 3, mă lași pe Ela. 1, 2, 3. Ela. Deconectează-te. Ce grad de conștientizare are partea subliminală? 13. Și oscilează. Partea subliminală asta, de fapt, oscilează din cauza minții, dar văd că ajunge și la 16, 18. De-aia acum au mai curățat nițel, da? Că prea mai e, că am făcut mintea câte din astea, știi? Da. Niște... Bine. E întreagă partea subliminală? Da, e 100%.
Eu întrebam, văzând Enti, că se trezește de 4 experiențe, că începe să-și manipuleze mintea, să fie din ce în ce mai conștientă partea subliminală. N-au cum, de n-au bine, au făcut ceva, că vedem. Mai ales în experiența asta i-au dat 2 boli autoimune. Da? Chiar dacă Anca e medic și știe și ți-e așa, dar au lăsat-o să studieze, deci au dat un scenariu în care să studieze și să poată să-și gestioneze tot ce i-au. De ce nu i-au dat mult mai multe ca să poată să o deturneze? Pentru că într-un fel sau altul, subliminale deja... N-a mai acceptat ea, ok, da. Nu le acceptă sau le schimbă? Sau le schimbă, da. Ce a făcut aici că a zis că zici ca ei și faci ca tine? Ce a schimbat până acum? De fapt vreau să vedem contractul de încarnare. Înainte de experiența asta, ce i-au zis? Că fac ce l-a modificat trebuie? Singură contractul asta de încarnare înțeles. Înainte de a semna. Da? Da. Dar ce-i deduseră și ce a modificat? Văd că i-au dat să-i moară 2 copii înainte, a tăiat peste și a spus nu accept. Că tot a murit un copil. Da, a șters, da. Se pare că... Și nu s-a okay. șters bine. Dar asta văd că a făcut. Ce a mai făcut? Da, văd niște boli mult mai grave scrise aici și mai multe și peste alea a tăiat și a zis că nu accept decât una, două, maxim. Sunt unele clauze, să zic așa, în contract pe care și le-a modificat înainte de a semna. Și apoi a modificat și pe parcursul experienței? Da, a mai și modificat? Pe parcursul experienței, da. Da. Ce a modificat? Exemplu, trezirea asta a minții, modificarea în conștiinței minții, văd că în contract ar fi apărut pe la 46-48 de ani. Abia totuși, începea să aibă o trezire, o scânteie. Da. Și totuși iar ea a început mult mai devreme. Repede, da. Ok. Acum, ce entități sunt ele? Avea la Consiliu. Un arhon și hai văd un lux. A venit cu un arhon. Luxul l-a dobândit în viața asta. Ok. De la și... de pe familie. Văd mamă, religie, botez. Da. Da. Și arhonul cum îl vede partea subliminală? La Consiliu și cum l-a văzut mereu? Îl vede cu forma lui originală. A, originală? Da, deși încearcă să-și păstreze o hologramă în fața ei, dar holograma e translucidă și îl vede. Și nu-i spune? Nu mai te chinui bre, că consumi energie. Nu-i spune nimic, lasă nu-i spune nimic. Îl vede. Văd că e foarte discretă da. În ceea ce ea cunoaște despre tot ce se întâmplă. Nu le dezvăluie prea multe lor. Îi lasă în pace. Face pe proastă, să zic așa, cum zicem noi în fizic. Face pe proastă. Tocmai ca exact pe același principiu pe care merg și entitățile cumva, adică dacă tu nu știi prea multe, eu pot să fac ce vreau. Dacă tu nu știi prea multe despre mine, eu pot să te joc pe tine. Deci văd că același lucru îl aplică și partea subliminală, adică tace, nu le spune nimic și ea doar acționează când dorește ea. Ok. Și l-a lăsat pe arhon să acționeze prin viața ei, experiența aceasta. De aici pe colo, da. Pe aici pe colo, că a plimbat-o pe la Înger, pe la Mihail, pe la... Dar da, pe unde n-a plimbat-o? Primul segment de viață, în prima parte, primul segment de viață... Că mintea conștientă trebuia să adune niște informații. Da, exact. Până se trezească. Exact. E nevoie de informații ca să poată să acționeze apoi. Ok. Dar ăsta n-a stat degeaba, de-aia zic. A tot dus-o. Pe colo, el și-a făcut programul, arhonul. Da, păi are un contract semnat și el își face treaba. Pentru că partea subliminală... Uite că și-a făcut-o și partea subliminală. Da, exact. Uite că a făcut-o și partea încet, încet. Okay.
Ce amintire are? Deci și amintește toată linia experiențială, aceste 2079 de experiențe? Spune că dacă vrea, poate să-și aducă aminte tot, dar nu are nevoie de toate amintirile și doar informațiile când are care nevoie. Să o ajute, da, când are nevoie și care în să situații. O ajute în viața asta și uh-huh. în situația asta. Bine, dar nu e nevoie să și-o acceseze și toată, nu vrea să și-o acceseze și toată, mai ales că e pe final de absolvire de școală, în ghilimele. Dar vrea să acceseze, spune că poate accesa, dar nu e nevoie de toate viețile să le aibă în memorie. Păi cum? Acum zice că trebuie să ai tot, că și să faci atât, așa, să te pregătești le are, de creator. Se referă că în viața asta nu e nevoie să acceseze toate viețile. Păi nu în viața asta, acum, zic. Acum, dacă vrea să-și acceseze tot. Ok, ca să... Da, facem retrospectivă și înțelegere și o conștientizare, da. Da. O recapitulare ca să... Da. Ca să fiu mai hotărâtă în deciziile mele, da, știu ce au făcut ăștia pe aici cu mine, știu ce scenarii mi-au dat, știu ce am trăit, spune, dar toate acele bagaje emoționale le-am debarasat. Văd mecanismul lor, structura lor, felul în care ei construiesc karmele, felul, metoda prin care ne fac pe noi să le acceptăm, felul în care noi creăm atașamente cu cei cu care trăim aproape și cum dezvoltăm iubire pentru ei, dar o iubire condiționată prin scenariul lor și asta ne creează apoi acceptul la karme, zice. Exact, acceptul. Ne face pe noi să acceptăm acele karme, mm-hmm. acele stringuri și atașamente. Da. Hai să vedem familia asta, părinții ei, părinții Ancăi. Cine a decis-o? Adică de ce au decis-o? Cine a decis-o știm? De ce a decis să vină în familia asta foarte religioși, care nici măcar nu acceptă nicio idee despre altă perspectivă, spre exemplu, Anca a încercat. Spune că ei au încă multe de înțeles, dar venind într-o astfel de familie, au forțat mintea să-și caute răspunsul. De asta i-a acceptat. Ăsta e motivul pentru care a acceptat partea subliminală. Iar entitatea, Arhonul și Luxul, de ce a adus-o aici? Cu ce intenție? Pentru că prin toate constrângerile din partea părinților și putea să o țină pe loc. Putea să o mai țină pe loc, să o blocheze sau să creeze mm-hmm. frustrări, nervi. Sau să o programeze și să o programeze în sensul religiei și toate lucrurile astea mai mult. Da? Da. Să încerce să o mai stopeze, să o încetinească, mm-hmm. să mm-hmm. o blocheze. Bine. Hai să vedem, Ela, experiențe de fragmentare, dacă a avut. Și sigur că a avut. Zice, am trecut prin toate, zice. Prin toate, da? Da, a avut. Și cum se reîntregea? Să se uite. Cum se reîntregea? Situații. Cum s-a reîntregit, da? Mă reîntregeau ei, spune. Ori dar așa. În ultimele 50-100 de experiențe am început să mă reîntregesc și eu singură. Mai puțin de cum făceau ei, dar a fost un început bun. Și în ultimele 3 experiențe nu s-a mai lăsat fragmentată sau orice fragment a plecat pe moment, zice, l-am reîntregit în timpul vieților, ultimele 3 se referă. Mm-hmm. Ok. Hai să vedem cu ce alte entități se uită prin experiențe pe la concilii. Da, cu ce alte entități s-a mai întâlnit? Controlori. Cu toți, spune. Sau ghizi, cum vrea să-i numi. Toate rasele, toți? Zice. Toate da, rasele? Așa zice, toți. Toate rasele. I-am cunoscut pe toți. Care au fost mai, să spunem, mai... care au dus-o în dualitate, au adâncit-o. Negativă, bineînțeles.
Zice Horus, Horus și Vash și Iacve. Ăștia trei au dus cel mai mult în extrem. Deci ăștia mai cruzi, cei mai cruze, să zicem, cum zicem noi oamenii. Ăștia ar fi, da? Cei mai nemiloși, nu, da. Sătănel, nu... Nu, alții. Pentru că, zice, nu. Zice, ăștia lucrează la două capete duali, la dualitate, în extreme, la ambele capete, pe când Lucifer, Satan, lucrează la un singur extrem, uh-huh. un singur capăt. Adică Iacve fiind cel mai pervers, practic, cel mai... Timp pe destul de pervers. Ăștia trei asta sunt pe locul 1, zice. Toți trei împart podiumul locului 1, zice. Da. Prin perversitate, da? Da, după aia se referă la ceilalți din alte religii. Păi da, exact ăștia cum trei, zic eu. Zice, sunt. Da, mai periculoși sunt îngerii, da. Arhanghelii și ai lui Iacve și reptilienii, decât dracii, că dracii, nu știu cum să spun, ei n-au treabă să se prefacă, să-și pună holograme, să facă, să dragă. Ăștia, cum sunt așa, se manifestă. De-aia zic, pe ăștia poți să-i vezi, să-i decelezi. Îți dai seama. Că cel mai periculos lucru aici pe pământ sunt metodele, obiectele cu două fețe. Mm-hmm. Tot ce are două fețe, două sensuri și două... Mai multe? Două tehnici, se referă la minim două, sunt periculoase. Cuțitul nu numai e pe periculos. Arconii sunt și din dimensiuni mai înalte. Moneda e periculos. Tot ce are două feluri de întrebuințări, două sensuri, două tot. Mm-hmm. Cuvinte, obiecte, situații, tot ce e cu două tăișuri, tot. Tot ce are două folosințe. Cine are aici, dintre ăștia? Revenind la entități. Ăștia trei. Ăștia trei toți au. Da. Și Ra, și la Ra, dar Horus, zice, vine din Ra și mm-hmm. Ra s-a retras și de aia se referă doar la Horus. A ajuns la pensie Ra, da, pe pământ. Nu prea mai e așa. Mai era acolo ce mai are el pe lângă... S-a transformat în Ra, zice, fiul lui. Ra s-a transformat în Horus. Horus, da, scuze. Mm-hmm. Ah, ok. Bine. Nu că a ieșit la pensie. E ca și cum și-a schimbat avatarul, înfățișarea, s-a hibridizat revigorat, zice, s-a refresh, rebrand. Se consideră mai puternic. Da? Rebrand. Așa. Rebrand. Da, așa. Ai văzut? Ok, bine. De unde a venit partea subliminală pe planeta asta? Sirius. De pe Sirius? Sirius A. De pe stea sau de pe o planetă? Stea. Din stea, din Sirius A, da? În ce dimensiune? Sirius A? Șapte. Șapte de. Da. Și din șapte de a aterizat în 3D eteric pământ? Ca și fragment, da. Nu în 3 eteric, în 5 a venit pe pământ. A, în 5 pe pământ. Da. Așa. Din timpul cele de-a doua civilizații lemuriene e pe pământ. Și cum a venit? Ca și conștiință? Zice că da, ca și conștiință. A avut un avatar pe Sirius B? Sirius A? Nu a avut avatar, spune că a fost energie, sferă. Mm-hmm. Făcea parte din conștiința stelei, soarelui. Era de ce conștiința a venit? Soarelui. Ok. Și de ce a venit în 5? N-a trecut prin 6? Deloc? Ca și fragment din acestea, nu. Dar ca și conștiința acelei stele a avut foarte multe experiențe înainte. Asta e altceva, vorbesc ca individualitate. Ca fragment, nu. Dar ea are experiența, informația întregii experiențe a acelei conștiințe de stea, de soare. O are în acea conștiință, nu are și individual. Aici.
O are și aici, spune. Cum să o luăm dacă, nu eram individual, eram... Nu, eram aceastea, eram acea conștiință, cum sunt. Da. O parte din acea conștiință, dar am informația întregii acelei conștiințe, spune. Aha. Ok, înseamnă că avem informația și întregii zice, surse spune că individualitatea nu a creat-o, nu și-a creat acea individualitate ca alte părți subliminale, pentru că n-a avut decât aici, pe pământ, experiențe ca părticică individuală. Și ea așa a venit cu toată acea conștiință a întregii conștiințe din care s-a desprins. Adică n-a uitat, vrea să zic. N-a uitat nimic pentru că n-a avut, da, exact. N-a avut alte experiențe între timp, a venit cu acea conștiință. Da, ea fractal a venit cu toată conștiința și informația acelei conștiințe din care s-a desprins ea ca fractal. Da, am înțeles. Aici pe pământ ce a făcut? Și de ce a aterizat pe pământ 5D? Ce a tras-o aici? Zice că pământul începea pe... să clipească, zice, ca și frecvență, vibrație. Să clipească, zice. Așa. Când vibrația unui pământ începe să clipească, înseamnă că nu mai este constantă și începe să se dezechilibreze. Mm-hmm. Și a venit pe pământ să vadă, să înțeleagă acest dezechilibru care începea. Mm-hmm. Începea să... I-a tras atenția. Adică. Da, da. Și a vrut să înțeleagă. Și astfel și-a trimis un fragment apoi aici ca să experimenteze. E ca și cum, de exemplu... A steaua mare începe... a observat asta. Da, ca stea mare, da. E ca și cum un bec începe să se arde și la început ți se stinge odată, după nu știu câte zile mai faci odată și după aia faci tot mai des până când se stinge. Se arde iar de tot. Tu, un observator, cerci să vezi. De ce faci așa? Când vede o clipire din asta, deja știe că acolo începe un dezechilibru și atunci a venit să vadă, să înțeleagă, să experimenteze direct aici. Bine. Și a început să intre în avatare? Da, a intrat direct în avatare de animale la început. Mm-hmm. Animale viețuitoare. Care a fost impresia după ce a intrat în primul avatar și apoi a ieșit? Ce impresie a făcut? Aici i s-a părut că totul e lin, dar schimbând avatare după avatar, a început să vadă diferențele de conștiințe, de frecvență. Păi și ce era lin? Când tu, conștiință, intri într-un avatar, nu-ți pierzi din conștiință? Depinde de avatar. Pardon. Dacă ai avatar, cum ai intrat ea, în animal, de cinci, se pierde o părticică mică încet, încet, dar prea puțin. Bine, bine, ok. Acum, văzând toate aceste experiențe, tot ce a făcut până acum, ce a experimentat, că chiar și înainte de experiența aceasta a acceptat un contract de încarnare, deci de la entități, vrea să mai continue să facă experiențe așa, în condițiile acestea, în scenariile scrise de unii, iar tu vii să interpretezi? Nu. Tocmai aceste informații le căuta, tocmai aceste sclipiri de conștiință le căuta, aceste chei, aceste uși deschise, astfel încât să poată să ajungă la această performanță de a controla total mintea, ea parte subliminală, dar să existe o minte. Adică ea vrea ca să ajungă să controleze total această minte a lor, instrumentul lor. Mm-hmm. Păi și atunci poate mai are nevoie de niște experiențe. Sau poate nu e suficient de omii și? Păi dacă n-ajunge să controleze total instrumentul minte, ce o să fac? De ce să nu ajung să controlez total, zice? De ce nu? Am timp în viața asta? Păi da, nu știu, zic. Ok, vrea să mai fac experiențe de astea? Deci experiențe în scenariile entităților nu mai vrea. Nu. Păi atunci să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice altă, cu orice ființă, cu plus sau minus, sau neființă,
pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Zice, bucuroasă fac asta, nu vreau să creez orice înțelegere cu ei. Zice, și atâta timp cât eu voi învăța și voi ști să controlez influențele lor asupra mea, automat mintea mea e liberă să fac eu ce vreau cu ea. Super. Corect, da. Pe arte. Da, le arte, le-a de crea pe toate. Deschide portal cu sursa primordială a creației și trimite pe portal, aspiră toate ființele astea. Sau unde vrea să le trimită, să le trimită? Da, le trimite în sursă. Să... Odată, uite-te dacă implanturi avea el și dacă au plecat și implanturi. Implanturi văd în partea de jos a stomacului. Așa, e ca ceva ce leagă acolo. Ca o sârmuliță, nu știu, ceva de genul. De ce e un implant acolo? Și unul la gât. Aproape de glanda tiroidă. Ăsta a afectat glanda tiroidă? Da. Ok. Mai sunt sau le-a scos? Altele. Sau ești... se dizolvă, se disipă, dispar. Nu mai există baza, da, contractul. Bine, acum să cheme să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice altă parte subliminală pe toată linia experiențială. Deci experiențe în univers, în univers, de acolo din stea, ca și fragment, nu are decât pe pământ, din 5D până acum. Da, da, deci, dar ea, orice... ea se percepe ca fiind acea conștiință a stelei. Deci are... Nu se percepe că e un fractal. E un fractal, dar ea a venit cu acea informație a întregii ei conștiințe ca stea. Ei, cum se percepe, se percepe. Da. Să cheme și toate astea, contractele cu alte părți subliminale. Da. Le cheamă, vin toate, le arde, le decrează, anulează complet, împreună cu toate karmele inventate. Se declară liberă, le declară libere pe toate celelalte părți subliminale față de ea și le trimite tuturor sfere cu toată informația pe care o are ea. Foarte bine. Hai să intre acum cu această conștientizare, să intre în corp, în toate structurile și să curețe, să expandeze, să dea afară, dacă mai sunt orice, nu îi aparține emoții, energii stagnante, blocante, programe, dacă mai sunt, în minte, nebenefice, toate le scoate. Se expandează, le dă afară. Da, se expandează, intră în fiecare celulă, organ, sistem, funcții, structuri, corpuri energetice, dizolvă toate fricile, toate... ideile, gândurile, programările induse sau autoinduse, toate traumele, amintirile, stările, senzațiile, emoțiile, punțile cu orice fel de alte vieți, judecăți, prejudecăți, rușine, vinovăție, îngrijorări, toate le arde, le decrează complet, toate. Și peste tot încarcă energie care să o vindece, să o regenereze, să o echilibreze, să armonizeze toate structurile, pune și curaj, voință, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, memorie foarte bună, aducerea minte a lucrurilor foarte ușor, canalul abundenței îl curăță, îl purifică, lărgește și lasă toate energiile pure a abundenței, prosperității, sănătății perfecte, echilibrate și armonizate, a bucuriei, fericirii, împlinirii, toate acestea să curgă peste ea și peste familia ei, în viața ei, echilibru, liniște, pace, înțelegere, înțelepciune, răbdare și conștientizare. Foarte bine. Cum se simte acum partea subliminală? Puternică, zice.
mai încărcată ca niciodată. Super. Simte minunat. Hai să ne uităm pe întrebări să răspundă, da? Întrebările care ni le-a pus Anca. Da. Și ne spune așa, pe povestea, da, să vedem. Deci a avut o primă căsătorie care toate au culminat, deci cu divorțul, a divorțat și la notar a simțit după divorț că ceva i s-a desprins din piept, ca o mare ușurare. Aici întreabă dacă cumva a fost a soacră, pentru că a avut suspiciunea asta, făcuse ceva, răși chestiile. Ceea ce văd că s-a desprins a fost toate amprentele fostului soț energetice din câmpurile ei și stringul cu el și legătura. Asta deci era toate au ieșit. Rămășiță de karmă, conform contractului de încarnare? Da. Sau ea a acționat și a rupt? Așa, așa s-a desprins total de el, așa, acolo s-a încheiat totul, s-a rupt totul. Nu, nu, nu. Faptul că a ajuns la divorț a fost o acțiune ei a părții subliminale sau era, făcea parte din contractul de încarnare, așa trebuia să întâmple, și, era un și, rest de karmă. Și, și, bine, dar bine. Trebuia să țină mai mult căsnicia din ce văd conform contractului. Care a ținut-o pe loc acea căsnicie, da. Nu și-a terminat facultatea la timp. Mai multe, iar apoi... După ce a divorțat și a terminat, a cunoscut actualul soț, a terminat și facultatea, a intrat și la specializare și are mult, am încredere în mine, mult mai, să mute munții, da? Deci are căpătat încrederea și, deci a schimbat vibrația, asta vreau să zic. Da. Conform contractului, ar fi trebuit să stea mai mult timp în acea căsnicie, dar partea ei subliminală a ales să nu, a schimbat contractul. Da. Dar deci a închis, așa, toată... închis karma, a închis tot. Okay. Și toată viața mea am trăit cu impresia că e ceva mai mult decât atât, ceea ce percepem noi prin acest corp. Prima mea amintire în acest corp a fost când abia mă țineam pe picioare, ceea ce foarte puține și amintesc la vârsta aia. Au amintiri de la vârsta aia. Și era ciudat că am mâini. Se simțea ciudat că are mâini și că nu poate comunica telepatic și că nu o aude nimeni. În imaginea aceasta are cu tatăl, că își punea întrebarea, când ea spunea ceva, dar nu o auzea nimeni. De unde venea? De unde vine? Adică să aibă amintirea aceasta. Pentru că putea să controleze mintea mai bine, iar mintea a înregistrat. Aceste imagini. Și pentru că ea parte subliminală e deja o parte subliminală conștientă și ea încerca să comunice prin abilitățile care știa că le are ca parte ca subliminală, parte dar corpul prin care ea în care ea era o bloca. Și are amintirile astea pentru că partea subliminală atunci s-a trezit în corp, atunci s-a simțit, atunci s-a perceput în corp. Bine, apoi a început să facă meditații, să înceapă să intre pe, să caute, da? Să caute răspunsuri. Și a avut și într-o meditație, a văzut că este în casă, într-o meditație se vedea într-o casă nouă, și efectiv să văd că trăiesc în casa... se vedea că trăiește într-o casă a visurilor ei, într-o casă nouă, într-o altă meditație. Se vedea cu o firmă deschisă. În altă meditație a văzut că este în casa nouă și că are un băiețel mic, care abia umbla. Avea sentimente minunate. Apoi auzea voci și spunea, tu nu ești... această realitate coboară pe pământ. Cine era vocea aia? Nu ești în realitatea asta. Arhonul, da? Arhonul. Accesa linii paralele. Okay. Apoi ești în cale altele. Tarot, numerologie, arhonii. Așa. A pierdut prima sa, a pierdut o sarcină, a aflat de boală autoimună. Alta, pe lângă cea de tiroidă, tiroidita autoimună, care trebuia să facă în sfârșit. În septembrie 2022 a pierdut sarcina și în martie 2023 a aflat de următoarea sarcină.
Disperare pentru că îl tot visam pe fostul și tot încerca să mi se bage pe gât, crezând că maică s-a făcuse ceva. A apelat la o doamnă care, rămânând gravidă și speriată cu a doua sarcină să nu o piardă, care desfăcea vrăji, ea fiind programată că mama fostului făcea vrăji. Și a confirmat această doamnă că făcea vrăji mama fostului și apoi a început doamna asta să o ajute. Să o ajute în ghilimele. A luat și examenul de specialitate, era gravidă, urma să nască și a zis că o ajută ea cu toate, doamna asta. A fost bine, dar a urmat atacuri umbre care zburau pe deasupra și îi luau energie încât și copilul se zbătea în burtă, da? În urma acțiunilor doamnei aceea. Cine erau? Ce făcea doamna aia? Deci, și cine eu ceea ce văd este că soacra nu avea ea unele invidii și răutăți la adresa ei, dar nu văd să fi făcut ceva neapărat magie, vrăjitorie. Iar doamna asta care a promis că ajută, a ajutat-o pe o parte, dar i-a luat pe altă parte entitățile. Cu cine lucra, doamna? Cu demoni. Ok, bine, e suficient. Demonii a început să facă acțiuni prin umbrele, prin casă, da? Bine. Da. Trebuie să extrag un pic ce am mai scris în descriere. Odată a ieșit din casă, erau 24 de grade și a simțit că a cuprins un frig, dar un frig macabru, de care nu putea scăpa. După aceea a început să vadă sesiuni, a dat de sesiuni, de informații și a afirmat că nu vrea să facă botez copilului. Și că eu nu-l sacrific pentru căpușe. Într-o noapte în vis, eram conștientă, înconjurată de un negru ciudat și strigam: ce mi-ați făcut, pentru că mă durea îngrozitor degetul de la picior care s-a și infectat. Deci lucrurile astea le-au făcut arhonul, cine le-a făcut? Arhonul și demonii. Și demonii. Demonii acelei femei. Dar acum nu mai erau demonii, nu i-am mai găsit. Nu, agonit arhonul? Nu i-am văzut. Nu, ea i-a agonit. Ea i-a agonit. Da. Dar a fost în câmpurile ei și au acționat. Ea are tot a avut percepții în vis, da? Odată a visat-o pe mama care era legată de niște sforcurele și erau prinse de gât, de mâini, picioare și coloană, apoi ca și cum vroiau să o ia pe ea. Acele sfori veneau să o ia pe ea și ea tot repeta: am fost, sunt și voi fi lumină pură din sursa primordială. Vedea deja sesiuni, da? Deci, practic, rupea legăturile cu mama sau nu mai lăsa să se... Da. Stringurile, atașamentele. Da. Vă că încet își elimină fricile prin asemenea muncă cu mintea ei și spunând în fizică, asta spune și în vise, și își elimină frici, conștient. Ăsta era un întuneric, apoi a văzut-o pe mama, visul ăsta, a văzut sforile, a zis că nu le vrea, apoi a picat din nou în întuneric, în negru ăla, dar au rămas două leduri, unul roșu și unul alb. Erau ăștia două entități, ledurile astea, luminile astea, care le-a văzut? Erau niște canale pe care vreau să o facă să meargă. Bine. Ca să caute luminița. Părțile subliminale de obicei caută lumina și merg spre ea în loc să-și o creeze din ele. Bine, alte date au mai avut din ele, da. Alte percepții cauzeau un sunet asurzitor. În ultima, o frică enormă și un sunet debilitant, metalic. Parcă vroia să mă pună în genunchi, dar m-am trezit și am făcut curățări. Totul e cu multă frică și cu trosne de mobilă prin casă. Deci ce era sunetul ăla metalic? Percepea cumva, văd că frecvențele din jur, în afara câmpurilor energetice, ce erau transmise ca și influențe, induceri telepatice de la entități. Era o informație ce țuiuitul ăla care încerca să o implanteze. Ok.
Bine, face curățări, afirmații, care, cum ai zis, uneori le continuă și în vis și asta a ajutat-o, da? S-a deprogramat. Da. Întrebări. Oare chiar vorbesc cu partea subliminală a fiului, a bebelușului, că e bebeluș? Da, vorbește, da. Pentru că tot așa în vis i-am spus să taie toate stringurile. Și apoi îl vedea la 19-20 de ani, când i-a zis, mama, nu îți face griji, sunt bine. Da. Deci, toate astea ce erau? Sunt toate fricile ei legate de copii? Fricile ei, da, și dar comunică, da, comunică cu sufletul. Da, comunică. Altădată o lumină i-a zis legat de fiu, când era cu el la spital, că a presupus că are o din asta la inimă și i-a spus iarăși, mama, sunt sănătos, sunt bine. Și nu s-a dovedit a fi acea presupunere a ei. Deci comunica cu fiul, da? Era da. Fiul. Da. Zice, cine a pornit cearta în ziua de Paști cu tata și soacra, care a ajuns la amenințări între ei și totul plecând de la faptul că Anca nu vrea să boteze copilul și le-a spus că nu vor să, nu, la toți și acum să ceartă între ei toți și bineînțeles că nu acceptă nici părerea ei. Nu acceptă de a nu boteza copilul. Entitățile lor. Cine e bebele meu? Din naivitatea mea am zis că mi l-a adus Arhanghelul când era cu Arhanghelul și cu aia. Mihail, anule și de creez. Acum și pentru totdeauna și îl cheamă Mihai. Dacă cine nu a adus e legat, bebele, nu, de unde? Nu l-a adus Arhonii, nu, dar prin afirmația asta ei s-au legat, da. Dar nu, bine, dar bebele? Cine, de ce l-au adus la Consiliul de Încarnare ca și copii? E o parte subliminală care au mai experimentat și le-a adus multe, care de foarte ars, carme. Multe, au peste 150 de experiențe împreună și așa a fost în contract. Așa a fost în contract. Bine. Să trimit acum la sfere informaționale, cu toată iubirea ei, către toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut pe toată linia experiențială. Parcă da, am trimis. A trimis, da. Hai să vedem dacă mama a primit. Nu, 2% doar și s-au primit. Nu lasă entitățile, da? Tata a primit. Și al 15% s-a oprit, dar văd. Dar văd, da, slăbit. Lent. Acum absorbe, dar lent. Bine. Experiența am mai avut, desigur, cu toate părțile subliminale. Da, cu toți. Soțul a primit? Da, a primit. Mai avut experiență împreună? 7. 7? 47. 47, destul. Au o compatibilitate bună, deși mai sunt câte unele care nu-i convin. Văd că începe de la 37, poate să urce până la 80. Mult. Asta depinde de? De ei. De, da. Dar e bună și 37. Este, da. Zice, am două prietene bune pe aceeași vibrație. Ioana mi-e ca o soră și Selina, pe care o simt când are probleme sau nu e bine. Cine sunt ele? Iasă, de ele au primit părțile lor subliminale, informații? Da, au primit și ele. Ok. S-au mai a fost, da, s-au întâlnit cu fiecare, a fost frați cu fiecare. Cu a doua a fost geamănă. De aici simte problemele. Da. Când are probleme. Și a fost în două vieți gemene. Ok. Deci sunt niște părți subliminale, să zicem, care... Și prima i-a fost și mama. Și ea i-a fost mama ei. Deci de aceea au rezonat energetic, da? Da, da. Bine. Deci sunt de încredere ca și prietene, să zicem. Da, sunt. Da? Și am schimbat linia temporală vara trecută de două ori și cine a făcut, dacă așa a fost, eu sau altcineva? Când ne-a povestit acolo că a perceput altceva, dacă a schimbat linia temporală. Da, a schimbat.
schimbă mereu linii temporale, doar că nu întotdeauna noi schimbăm și mereu. Percepem. Da. Exact, nu întotdeauna ne dăm seama. Da. Bine, cariera. Dacă e benefic locul în care va merge, pentru că simte, adică să schimbe, să meargă în cabinetul mamei, că mama este la pensie și dacă e benefic locul. Poate fi benefic pentru a navetă și zilnică. Văd că poate fi benefic dacă ea îl curăță și își amprentează energia ei acolo și se poate simți confortabil până la urmă acolo, dar poate să leagă și orice altceva. Deci orice ea va decide de aici înainte, da, este decizia ei. Da, și e benefic. Mm-hmm. Bine, cu bebe, am mai avut experiențe, bebeluș? Da, am zis, peste 150, parcă. Nu mai știu, am multe informații și multe întrebări. Locul de muncă fiind în orașul meu natal, unde stau acasă la ai mei când lucrez după masă. Deci nu știu aici, n-am înțeles bine. Deci poate să schimbe locul de muncă și să preia cabinetul mamei, da? Dacă așa consideră. Soțul uneori are impresia că face sau mai mult nu face anumite lucruri și în unele cazuri parcă atunci când mi-e greu face să fie și mai greu. Îl iubesc și cred că e minunat, însă el nu crede decât în necaz, drame, lipsa, deci degeaba îi spun că el e creatorul vieții lui și ce spune, crede, simte, se întâmplă, parcă vrea și îi plac lipsurile și disperarea și mă copleșește. Aici am vorbit și înainte, pune ziduri, nu încearcă să, dacă nu acceptă, nu îl obligă sau nu îl terorizează cu informațiile acestea, terorizează în ghilimele, da? Pentru că nu este pregătită partea subliminală și nici mintea lui, da? A făcut vaxul, toate, de la Pfizer și a făcut și boala, virusul. Și vrea să șteargă toate amprentele. Și dacă să vadă dacă au făcut modificări vaxul sau boala. Au fost, dar văd că partea subliminală începe să le repare. Și elimină tot din corp, orice urme, reziduri, orice efect. Le elimină, le arde, le decrează. Zice, ce s-a întâmplat în timpul cezarianei? Te m-am trezit cu puncte de hemoragii sub piele în toată zona intimă. Și cele două formațiuni pe uter, cele două fibroame, care e cauză? Deci, întâi, de ce după cezariană s-a trezit cu hematoame? În contractul inițial trebuia să moară și acest copil. Deci au făcut entitățile niște pe acolo? Da. Diverse acțiuni. În loc de pierderea copilului, au acționat sub altă formă, ca să nu pierdă din energia ei. Și a făcut aici daune, da? Da. Bine, cele două formațiuni pe uter de fibroame e o cauză energetică, că fizică știe. Da. Parcă avea implant. Unde? Nu, la gât a avut un plan la și la stomac. Nu, aici, conform contractului, copilul trebuia să moară, iar partea subliminală aici a schimbat condiția de contract, iar entitățile au creat alte probleme ca să-și ia energie de la ea. Ca să-și ia energie și acele fibroame probabil să îngreuneze sarcina. Da, exact. Bine. Sfaturi ale PS, ce vrea să-mi transmită și mai ales dacă în sfârșit am făcut ce trebuia, pentru că mi-a spus că vrea libertate. Freedom, îi spunea. Da. A făcut ce trebuia Din această sesiune. Da, a făcut ce trebuia și va face în continuare ceea ce trebuie. Partea subliminală spune, sunt aici cu tine, știu că mă ascult și mă auzi și mă bucur pentru asta și vom avea libertate în curând. Foarte. Partea subliminală vrea să meargă în sinele mai înalt? Da, vrea. Bine, 1, 2, 3. Ok, merge în sine de 11. Trimite raze de lumină până corpurile energetice le curăță, purifică și armonizează.
Bine, mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare, dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat pe linia experiențială de entitățile arde. De tot, 2%. Câte experiențe ai avut pe aici, prin univers? Ca fragment, ca fractal din steaua de 7. Ca fractal din 7, doar cele de pe pământ, 2070. Păi da. A, păi pământul 2079 a fost pe pământul 3D. A mai fost și în 5 și 4. A, cu 5 și cu 4? În total văd da. 3800. Ok. Și ca și conștiința mare a stelei, de când s-a desprins din sine de 11? Un 1.480.000. Destule. Bine. Ce face cu linia experiențială? Asta care a fost contaminată, dacă o păstrează sau reține informația și o arde? Reține doar informația. Să-și activeze programul de vindecare. Ca sine de 11, desigur că a fost în... prin mai multe universuri. 4 universuri. Și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Să își facă sfera de manifestare aici, în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiectele, susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, văzut și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual, de orice fel, blesteme, legăminte, jurăminte, farmeci, pe viața aceasta, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Da, toate le anulează, le decrează complet. Se facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație, să le trimită pe acest arbore genealogic, să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea. Da. Mai face încă o astfel de sfer. Și mai face o sferă și o trimite pe legătura genetică cu fiul, cu băiețelul. Da. Procedează la fel. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, cabinetul, tot ce are de curățat să curețe acum. Da, peste tot dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele, energiile stagnante, blocate, urme, reziduri, efecte de orice fel. Entitățile le aspiră pe portal de cea mai înaltă vibrație și le trimite în sursă și activează și rămâne activ acest portal în câmpul ei și îl programează să aspire tot ceea ce vine spre ea de vibrații joase și închide, sigilează complet toate portalurile, vortexurile și toate canalele de pretutindeni. Mulțumim, părții sublime.